Bună seara, Ana! Bună seara, doamnelor și domnilor! La referendumul din 2012, cetățenii cu drept de vot și-au putut exprima opțiunea într-un interval de timp mai mare cu 4 ore decât la referendumul din 2007. Costurile acestui referendum au fost mult mai ridicate decât în 2007, una dintre aceste cheltuieli suplimentare constituind-o cele aproximativ 1000 de secții de votare în plus față de 2007. În cazul ambelor referendumuri a fost posibil votul la orice secție de votare de pe teritoriul țării. La ambele referendumul, prezența la vot a fost sub 50%, dar în 2007 votul a fost validat chiar și în aceste condiții, spre deosebire de referendumul de anul acesta, pentru validarea căruia s-au impus un prag de 50 plus 1 din numărul de alegători.